Mai te vedem titular mâine seară? Să sperăm că da. Cum vezi meci de... Având în vedere ultimul rezultat al Iașiului, este normal să ne gândim că avem un meci greu. Mai ales că sunt în play-off și ei, primele cele mai bune 6 echipe din campionat, este normal să avem un meci dificil. Dar Iașiul vine fără foarte mulți, 3 suspendați, 4 accidentați. Corect, dar potențialul lotului este destul de mare, având în vedere că s-au calificat în play-off. Și indiferent de ce formulă vor așeza în teren, sunt sigur că vom întâmpina dificultăți. Da, o să fie un pic obosiți așa, dar tot cu Steaua să ia prima. Pe ce se vede? Da, mai bine. Eu am voie să fac ce vreau la asta. Băi, dar e 5, 6, 7. Se recuperează repede. Sunt și jucători cu experiență, știu să gestioneze anumite lucruri. Tu cum ești? Nu ai mai jucat de mult. Da, asta este... Sunt suișuri și coborâșuri în viață, în cariera de fotbalist. Depinde cum trecem peste ele. Trebuie să trageți un ochi și la Astra CFR. Poftim? Trebuie să trageți un ochi și la Astra CFR. Ne interesează să câștigăm meciul de mâine. Atât. Se întoarce roata cumva că în campionatul trecut i-ați bătut pe CFR și ați ieșit campioni. Acum o să mergeți la CFR și au ieșit șanse să se iasă campioni. Noi o să dăm totul pe teren ca să-i învingem. Restul, mai departe, depinde de ei ce vor face. Obiectivul rămâne același cu cupele europene, ciudat. Da. 6 puncte în următoarele 2 meciuri. Vedem cum vom sta la final. E cam decis titlul? Ce păreu, prima șansă? Nu știu ce să zic. Este treaba lor, nu vreau să comentez. Tu mai rămâi din vară? Nu știu. Nu știu nimic încă. Ai ceva oferte? Nu. Dar contract mai ai? Da. Atunci nu? Nu, că ține contract. Față de anul trecut, cum s-a făcut asta? Noi am început un pic mai greu, să zic, și am intrat mai târziu în play-off. Este la fel de dificil, pentru că, cum am și spus înainte, se întâlnesc primele 6 echipe din campionat. Toate echipele sunt bune, cu experiență, jucători talentați, care pot face oricând diferența. Este la fel de dificil, dar și în același timp frumos. Care poate nu vrea să schimbe din nou, de la anul sistem? Nu știu, nu pot. Nu pot să-mi dau cu părerea. Dar vă place că ție, persoana, îți place sistemul ăsta? Da. Cum am spus, sunt meciuri spectaculoase și atrag privirile spectatorilor. Apropo de spectatori, mâine, oră de Champions League, cum vor veni? Să sperăm că va fi aceeași lume ca în meciurile de Champions League. Nu plouă. Asta e. Și în Champions League plouă. Și tot vin oameni. Emoții? Ultimul meci, acasă, înainte să pleci? Am puține emoții. Timp de 3 ani de zile am muncit cu acest club, cu acești jucători și emoțial, nu? Pentru că, nu știu, am plecat de jos și cu 3 ani de muncă pot să fac un pas enorm în cariera mea de fotbalist. Cum va fi meciul cu Iași? Va fi un meci greu. Va fi un meci greu, un meci de 3 puncte pe care trebuie să le câștigăm pentru a ne îndeplini obiectivul și Astra să piardă, nu? Că nu, să ne uităm și la ei să piardă, că e important. Sperăm să câștigăm, noi suntem bine, avem tot lotul la dispoziție și sper să facem un meci bun, să luăm cele 3 puncte. Da, Igor, că la ultimul meci ai fost aproape, senzațional. Da, în primul rând, echipa să câștige și dacă voi marca, cu atât mai bine. Mai ales fiind ultimul meci, sau penultimul, să spun așa, sper să și marchez. Dar nu, ăsta e obiectivul, obiectivul e echipa să câștige. Să uiți la meciul de Athletic Bilbao? Bineînțeles. Am spus-o și în trecut, mă uit și acolo să văd
mă uit pe postul de fundat stânga să văd ce, cum se mișcă jucătorul respectiv și bineînțeles că mă uit. Da, nu știu ce o să joci, că la viitor ai jucat de toate. Da, mai aveam, mai jucam fundat central și le aveam pe toate, da. Da, dacă domn profesor a avut încredere în mine și mie la fel mi-au ieșit lucrurile, este un lucru bun să fii polivalent. Te gândeai, acum 3 ani când ai ajuns la viitorul cu să fie parcursul ăsta, da, campion național, Liga Campionilor? Da, sincer nu mă gândeam, m-am stat prin Liga a doua și fără bani, plecat de la Craiova, am mers la Năvodari, la Brașov am retrogradat, deci am avut o carieră un pic, nu știu, nu știam ce să fac până la urmă, dar a fost un telefon de la viitorul și, să spun așa, mi-a schimbat viața, nu? Pentru că cu muncă și seriozitate multă, în 3 ani de zile, am ajuns să semnez cu o echipă top din prima ligă din Spania, nu? Ăsta e un lucru foarte important și datorită clubului sunt acolo și a colegilor și țin să le mulțumesc pe această cale. Îmi spune că Hagi te-a reinventat? Poftim? Îmi spune că Giga Hagi te-a reinventat ca și jucător? Bineînțeles, datorită lui am ajuns să semnez cu o echipă din prima ligă din Spania. El a avut o vină foarte mare, o parte foarte mare pentru reușitele mele, nu? Deci mereu o să-l respect și, nu știu, pentru mine e ca un tată, să spun așa, care m-a ajutat foarte mult. Cum e așa să te uiți să vezi că valorezi 1,5 milioane de euro? Asta e cota ta. Da, nu știu, nu mă prea uit pe chestiile astea, nu mă pasionează așa, nu mă interesează. Însă este bine, cu cât mai mare suma, cu atât mai bine. Ți-ai căutat casa la Bilbao sau nu să stai? Ai vrut să stai? Da, acum sunt în discuții cu părinții, au luat un apartament, e totul ok, e pregătit totul. Te pregătești pentru meciurile cu Messi și Ronaldo? Acum 2-3 ani de zile mă uitam la ei și atât, deci nu mă gândeam vreodată că pot să mă duelez cu ei. Mă gândeam să-i văd ca și suporter, să fiu cât mai aproape, să mă uit la un meci de-ai lor, dar acum am șansa și sper să am ocazia să joc contra celor doi și, nu știu, să-i simt de aproape, să văd la ce nivel sunt și sper să fac cât mai bine.